Unii români s-au obișnuit. S-au obișnuit cu atenția, cu oferirea și cu primirea ei. Atenția asta costă însă scump, în orice viață, în orice cartier, în orice moment al oricărui an. Iar când e dată sau e luată cu atenție, în prag de alegeri, cei prinși riscă să stea după gratii chiar și 5 ani. Pentru ce? Pentru cel mult un salariu minim o singură dată în 4 ani, dacă ai bafta să te afli mai la centru? Pentru ce? Pentru mult mai puțin dacă stai în cartierele mărginașe, acolo unde pretențiile, zic ei, scad. De ce ani de închisoare și nu ani în liniște lângă familie, cu inima curată și nopți liniștite, bașca un vot din convingere și datoria făcută doar față de urmași? Atențiile curg în urbea noastră, se zvonește din partea celor care au și nu s-au sfiit să arate că au. Au mult și dau din disperare. Multă, multă atenție, pentru că altceva mai bun nu au de oferit. Pe centru se poartă scoruri de 500, pe tineretului e la modă cifra 300, iar în zona străzii vaporului prețul scade la 200. Cei care nu știu de toate astea zic boda proste și la 50. Vă imaginați cam pe unde. Pe unde au venit și alte informații, le auzi la orice pas. Din disperarea unei schimbări s-ar fi ajuns pentru șefii secțiilor de votare la fabuloasa cifră de 10.000. Da, adică 100 de milioane mai vechi. Nu pe ochi frumoși, ci pentru o numărătoare penală a la Roberta, evident în favoarea unora. N-o să meargă la nesfârșit și nu mai merge cu oricine, iar oamenii buni și mulți nu sunt de cumpărat. Cei care dau vor avea și surprize, așa că s-ar putea să fie atenți chiar degeaba și pierduți și cu banii luați.